Mergem să vedem cum arată grădina după 2 săptămâni de România. Cred că este o iarbă până la genunchi. Răsadurile sunt pline de buruieni, dar haideți că vedem de la fața locului. Bag și mașina de tuns în funcțiune imediat. Iarba nu este chiar atât de mare. Noroc că am tuns-o înainte să plec. Cireșele. Am ratat momentul oportun, dar încă arată binișor. Chiar arată binișor, binișor. Oare au vierni? Mai bine mânc fără să mă uit. 2 sâmburi, ești nebun. Uitați meura. Afinele încep și astea să se coacă. Uitați agrișele. O fi bune oare? Încă nu, încă nu scoapte. Ia să vedem. Gustul este aici, da. Haideți să vedem ce mai găsim în grădină. Aici iarba e destul de mare, dar am apuc imediat să o tund. A crescut și toată vegetația asta de prin pom și ăștia trebuie să-i tund. Mamă, ce e aici în grădină, în junglă. Cu toate că tot m-am uitat la vreme, a arătat destul de multe ploaie, se vede că cel puțin castraveții sunt cam afectați de secetă și pământul este destul de uscat la suprafață, dar câțiva castraveciori văd că sunt. Oricum, față de România, mi se pare că suntem cel puțin 2-3 săptămâni în urmă. Trebuie să mă apuc și de roșii, să le mai copilesc, să le mai leg mai sus. Ce avem aici a scăpat de furia melcilor, niște mărar, puțin pătrunjel și ceva morcovi. Priviți florile de ridic cât sunt, am lăsat câțiva ridic, am zis să aibă melci ce să mânce, să nu mai se apuce și de altele. Deci în 2 săptămâni au fost atâta, priviți cât sunt acum. Au 1 metru și, incredibil. Ceapa arată bine, chiar bine, bine aș putea spune. Asta o las la uscat pentru la toamnă. Usturoiul la fel arată bine, văd că este format. Sunt bulbii formați bine în pământ. Priviți cartofii. Cam precăjiți și ei. Din păcate melcii i-au mâncat și pe ei, din ce se vede, dar ce ciudat aici față de România, nu este pic de gândac de Colorado. Trebuie să mai aduc paie, să mai acopăr undeva până aici. Dar în principiu zic că arată destul de bine. Tot patul este plin de cartofi. Vor fi ceva mai întârziați, dar o să vedem. O floare a soarelui a scăpat de furia melcilor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fire de porumb și 2 fire de dovlăcel. Care cel puțin ăsta văd că încă e cam mâncat de ei, dar ăsta arată bine. Măcar să avem noroc să facem de câteva ori dovlăcel pane. În rest e ok, adică față pentru 2 săptămâni cât nu am fost aici. Este ok. Văd că roșiile foarte multe au fruct făcut. Din păcate nu am apă aici curentă pentru că le-aș fi acoperit cu ceva. Sunt sigur că și ploile astea le pot afecta. Lubenița, văd că se întortochează pe aici cu castraveții, dar aș găsesc ei o cale de mijloc. Așa. Ierburile aromatice arată foarte bine, priviți rozmarinul cât este de viguros, de verde. Un miros cimbru la fel aici, trebuie să mă pun puțin să fac curățenie și între ele. Aici avem salvie, mentă, priviți câtă mentă avem, wow! Și
bineînțeles lavanda care înflorește acum. Superb. Aici așa am pus gladiole. Ar trebui să curăț puțin și zona asta. Toată zona asta unde am merii ăștia am zis că o las necurățată. Priviți câte mere avem nestrupite de nimic. Le-am tăiat asta iarnă cu niște specialiști în tăieturi pomiculturice, pomicole, cum se zice. Chiar anul trecut aproape n-au avut deloc și anul acesta chiar sunt full. Cel puțin ăsta, uitați ce bine arată, incredibil. Incredibil. Și ăla, ăia sunt mai târzi puțin. Ăsta se arată cam paradis. N-am uitat ceva mere are. Acru. Nucu. Ăsta l-a cam nenorocit în ghețu. Poate are ceva nuci, dar sunt foarte mici și nu arată prea bine. Prune, slab. Aici am un vișin care, pe care iar l-am curățat. Arată destul de bine. Chiar nu mă așteptam să fac atâtea vișine. Să băga o vișinată, dar mai bine le mâncăm așa. Aici soția mea a pus tot felul de flori, gălbenele, uitați și voi, frezii, dar sunt toate mâncate de melci, dar văd că o să înflorească, una chiar a înflorit. Wow, deci mirosul de freze este incredibil. Ciudat că nu prea găsești în comerț să cumperi. Are un miros atât de suav și atât de frumos, este incredibil. Haideți să mă apuc de tuns iarba, că e jale aici. Pasăra la pompa de benzină. Să vedem dacă mai pornește. Toată iarba pe care o cosesc, o strâng aici și o las să fermenteze pentru a crea, dacă vedeți jos aici așa, compost pentru toamna și iarna ce va veni. Vedeți aici jos deja avem pământ negru, efectiv fermentează, se descompune și este un îngrășământ foarte, foarte bun. Efectiv jos, este descompus și fermentat. Uitați cum se face. Aur negru pentru grădina. Nu mai aruncați iarba, o strângeți aici și în câteva luni se va face compost. Pe care, în mod normal, ar trebui să dați bani. În sfârșit, după ce m-am luptat cu toată iarba, parcă altfel arată grădina acum, nu?
aici în partea dreaptă pe sub pomi las pajiște pentru albinuțe să fie flori sălbatice. Și aici pe unde umblăm și pe unde stăm am tuns fain frumos. Mai am marginile să le fac, dar nu mai am chef astăzi. Uitați cum ar fi aici, de exemplu, de asta trebuie să fac cu motocoasa aia de mână. Nu mai am chef astăzi. Mi-e și foame. Am două locuri unde strâng iarba, unul este aici în spatele grădinii și unul acolo în față, după cum v-am arătat. Cam așa arată acum. Mai am de lucru, dar am fost plecat și o să fac totul pe rând. Mă duc să mănânc ceva și bag și un somn ca băieții. Păi nu. Știți ce zic? Ah, mi-era puțin dor de vremea asta din Germania, așa la 22-24 de grade. Numai ca vremea din România, unde erau 30 și săptămânile trecute. Am zis că mor de cald. După aceea mă apuc și de grădină. Trebuie să copilesc roșiile. Să văd ce naiba fac cu castraveții ăștia, sunt cam uscățivi. Poate că văd că au foarte multă floare. Și uite, mici castraveciori formați deja. Probabil că se vor face, uitați aici cât sunt. Foarte, foarte mulți. De roșii trebuie să mă ocup, să le copilesc. Îl priviți, deja au fruct. Majoritatea au fruct, dar parcă n-au atât de mult. Sunt așa câte două, câte trei. Mă așteptam la mai ciorchine mai mari. Poate vor mai urma. Uitați, aici sunt ceva, dar nu foarte mult. Astea sunt roșii din România, primite de la un coleg de-a meu din zona Brașovului. Și aici am roșii turcești, primite de la un coleg din Turcia. Acestea le-am pus mult mai târziu, se vede de-abia acum dau în floare. Cine știe, poate se vor face ca lumea, dar de ceapă sunt foarte, foarte mulțumit. Priviți aici ce dita mai, ce poiu. Și usturoiul iar arată foarte bine. De-abia aștept să usuc niște usturoi să mănânc. Priviți aici ce dita mai, usturoiul este deja făcut.